Bugetul general al primăriei Reghin a fost aprobat în prima ședință ordinară din acest an, ce a avut loc joi 30 ianuarie. Pe ordinea de zi s-au aflat 17 proiecte plus diverse. Cel mai dezbătut proiect a fost aprobarea bugetului general al primăriei pe anul 2014. Acesta a primit aviz favorabil din partea comisiilor, dar a stârnit o serie de discuții mai ample, ce au durat peste o oră. Primele observații au fost aduse punctului din proiect ce prevede alocarea cheltuielilor pentru personalul primăriei și a instituțiilor subordonate. Pentru 2014 s-au alocat 870.000 de lei noi la acest capitol. Explicațiile concrete au venit din partea primarului Maria Precup. Creșterile salariilor față de fondului de salarii față de 2011 se datorează în primul rând celui 25% care a fost tăiat de la bugetar și a trebuit să dăm înapoi în această perioadă, iar în anul acesta a trebuit să creștem suma cu aproape 2 miliarde pentru că s-a pierdut procesul, pentru că a fost Adriana Ștef în dat afară în 16.09.2010 și în 11.02.013 a câștigat procesul. Și 135 de lei sunt, deci 1.350.000 drepturi salariale plus contribuțiile și am penalizările din 2010 până acum pe care trebuie să le suportăm din bugetul propriu. De asemenea, alte lămuriri s-au cerut asupra sumei ce trebuie restituită în cazul ratelor la creditele accesate de primărie. Costul creditului pe care trebuie să-l restituim în aceste ani este de 33 de miliarde. Ce am pus noi în buget și v-ați bucurat că s-au redus, e doar jumătate, că nu ne-au căput banii. Am putut să punem în buget numai jumătate din suma datorată. Total, n-a scăzut, au crescut pentru că au început să devină ratele, trecând perioada de grație, să restituim ratele, inclusiv pe post mediu și Santidu și cele trei credite luate în 2005, 2006, 2008 și 2012. Deci costul creditului pe acest an care trebuie introdus în buget este de 33 de miliarde. Suma este pusă doar jumătate. Și subiectul banilor alocați pentru salubritate a fost îndelung dezbătut, iar argumentul a venit imediat. Sumele au crescut proporțional cu numărul de străzi asfaltate. La salubritate, s-au mărit străzile, 26 de străzi în plus de asfaltate care trebuie măturate și spălate și sunt restanțele de anul trecut, îi plătim numai până în august. Facturile din august le plătim acum. Și asta se datorează faptului că atunci când am preluat primăria, aveam 58 de miliarde de facturi restante pe care le-am plătit. Aceste facturi se rostogolesc și au rămas a noastre, facturile noastre curente care trebuie plătite și au trebuit propuse pentru a fi achitate. Nu înseamnă că o să ajungem la zi. Cu drumurile, asfaltarea, poate nu știți, n-am asfaltat decât o jumătate de stradă cu asfaltul din stația noastră de asfaltare, pentru că știu că nu este de bună calitate, am făcut doar plombări și trotuare, restul covoarelor asfaltice sunt făcute cu firme specializate în acest sens. Bugetul general al primăriei Reghin pentru anul 2014 a fost aprobat cu 12 voturi pentru și 7 împotrivă.